Comisiile Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova și România s-au întrunit în această toamnă la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Ministerele Culturii din Republica Moldova și România, având drept generic o istorie comună, un patrimoniu comun, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în Republica Moldova și România. Mă bucur să fim astăzi aici, în această zi de sărbătoare. Și de ce zic sărbătoare? Pentru că ea, cămașa cu altiță, este și a fost purtată tradițional în zi de sărbătoare. Astfel, extrapolând, fiecare zi în care purtăm ea este o zi de sărbătoare. Vreau să mulțumesc Ministerului Culturii, domnului ministru Sergiu Prodan și Ambasadei României la Chișinău, domnului ambasador Cristian Țurcanu, pentru că s-au alăturat Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României în a pregăti acest eveniment care are ca scop promovarea înscrierii cămășii cu altiță în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. În context, ministrul Culturii din Republica Moldova, Sergiu Prodan, a declarat că se bucură că, după o pauză de câțiva ani, are loc această reuniune între cei mai buni experți din domeniul patrimoniului cultural imaterial din ambele state. Vreau să aduc sincere mulțumiri echipei din România, echipei din Republica Moldova, tuturor muzeografilor din România și Republica Moldova, tuturor cercetătorilor din Republica Moldova și România, pentru munca care o faceți. Pentru noi este extrem de important și emoționant faptul că, iată, această campanie de promovare a dosarului comun are loc aici, la Chișinău. În momentul în care Republica Moldova a căpătat statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, este important mesajul care noi împreună îl transmitem. Mesajul nostru comun, acum aici astăzi, nu este unul doar de susținere enormă din partea României, ci este de fapt un mesaj foarte clar de unitate. De unitate culturală, de unitate de patrimoniu, de unitate de neam, de unitate de națiune, de etnie, de sânge, de țară. Ideea este că, într-adevăr, suntem aceeași cultură, a zis foarte bine Sergiu, doar administrativ suntem două țări, în rest suntem același popor, aceeași cultură, aceleași obiceiuri, deci ce facem noi acum este ca să promovăm cămașa cu altiță. Din fericire există sărbători, există duminicile când mergem la biserică și mă uit cu bucurie, tineri, copii, oameni mai în vârstă care vin la casa Domnului îmbrăcați în costum tradițional, ceea ce înseamnă că avem toată speranța, mai mult de atât, toată convingerea că ceea ce ne-a rămas ca moștenire va merge mai departe spre generațiile viitoare. Împreună sărbătorim astăzi niște semne cusute cu migală de secole, care reprezintă mijloace de comunicare ce traversează timpul și generațiile și povestesc despre ciclurile vieții. Împreună promovăm dosarul depus de România și Republica Moldova, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, pentru a fi înscris în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Cred că toți cei prezenți aici sunt convinși că ea, sau cămașa cu altiță, are un loc bine meritat în patrimoniul cultural imaterial al umanității, iar promovarea în comun a acesteia reprezintă o nouă dovadă solidă a unității de limbă, istorie și cultură dintre țările noastre. Doresc să reamintesc că acest demers se adaugă deja altor elemente, demersuri comune, referitor la patrimoniul nostru identitar comun, prin care am reușit împreună să înscriem în patrimoniul imaterial al umanității colindatul în ceată bărbătească, tehnicile tradiționale de realizare a scoarței, practicile culturale asociate zilei de 1 martie. Și am convingerea că nu ne vom opri aici, lucrând împreună printr-o solidă coordonare a instituțiilor implicate, Ministerul ale Culturii, Comisii Naționale UNESCO, Ministerul Afacerilor Externe. Angajații Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău au susținut întocmirea dosarelor depuse la UNESCO și continuă promovarea acestor elemente de patrimoniu în țară și în toată lumea. Este o sărbătoare pentru noi,
Eu, de exemplu, am impresia că încă mai sunt la București. Pe 8 septembrie am vernisat expoziția de scoarțe basarabene din colecția muzeului nostru și din colecția Muzeului Național al Țăranului Român și cam au fost multe din aceste fețe pe care le vedem aici, au fost și la București. Este foarte important și plăcut și vreau să vă mulțumesc pentru aceste emoții, pentru această sărbătoare. Într-adevăr, astăzi dimineața am avut 4 ore de discuții în cadrul comisiilor naționale din Republica Moldova și România. Am făcut o analiză foarte atentă a tuturor celor 4 dosare pe care le-am elaborat în comun. Am stabilit și reușitele, dar desigur am vorbit și despre problemele cu care ne confruntăm. Dar cel mai important este că am stabilit o foaie de parcurs pentru următoarea perioadă. Urmează în urma negocierilor, discuțiilor, să identificăm un singur element cu care ambele comisii vor merge spre un nou dosar. Eu sper foarte mult să reușim și am stabilit cu doamna președinte a Comisiei din România, doamna Nedelcu Păsărin, să avem o comunicare eficientă, bună, așa cum este firesc între două comisii care promovează patrimoniul cultural imaterial. Evenimentul de astăzi trebuia să poarte un nume. Arta Cămășii cu Altița. Este un demers meritoriu, este un demers comun, este un demers pentru vizibilitatea acestui element de identitate culturală românească. Spunând aceasta, sufletul nostru se umple de emoție, pentru că, indiferent în ce context aniversar, de ceremonial al vieții, de praguri existențiale, oriunde îmbrăcarea cămășii cu altiță înseamnă puterea, emoția, de a trece într-o altă stare, starea de împlinire de fiecare dată. De aceea sperăm din suflet să spunem precum arghezii altă dată, niciodată toamna nu fu mai frumoasă, pentru că la finalul acestei toamne sperăm să avem un răspuns pozitiv pentru integrarea acestui element de patrimoniu cultural imaterial în lista UNESCO. Și sper, în egală măsură, privind toate exponatele de aici, care dovedesc această identitate culturală, nu știm de care parte a prutului ne aflăm, pentru că sunt identice, sperăm ca această expoziție reunită să vă redea povestea din spatele cămășii cu altiță. Pentru că întotdeauna un exponat înseamnă o poveste de familie, de comunitate, de neam. Și aș încheia citându-l pe fratele Grigore Vieru: sunt iarbă, mai simplu nu pot fi. Vă mulțumesc! Muzeul Național al Țăranului Român a fost înființat în 1906, că este pentru prima oară când venim cu expoziție la Chișinău. Și asta este o expoziție mică. Nu am adus aici decât 15 costume. Dar ceea ce trebuie să menționez este că vom veni de acum în fiecare an. Deja am stabilit în anul 2023, vom veni cu o altă expoziție aici, una mai amplă, ca răspuns la expoziția pe care colegii mei de aici, de la Chișinău, au co-organizat la Muzeul din București. Expoziția Țesera Lumii este o expoziție de scoarțe românești din patrimoniul celor două muzee. Sunt expuse 37 de scoarțe de aici, de la Chișinău, și 7 de la noi. Cele 7 scoarțe nu au fost niciodată expuse în public, pentru că sunt scoarțe din Basarabia, au fost colecționate în România în perioada interbelică, după care au venit regimul comunist și nu s-a putut vorbi măcar despre Basarabia în România, și după aia n-a mai fost prilejul. Acum avem prilejul și vom veni cu ele și cu altele aici la Chișinău. Cele 15 costume sunt din zone etnografice foarte diferite. Mehedinți, Dolj, Romanați, Bistrița, Năsăud, Vrancea, Vâlcea,
Făgăraș, Rupea, Bran și Bucovina. Atrag atenția asupra unui costum care nu este din nicio zonă etnografică anume, este un costum compozit, se numește costumul Regina Maria pentru că a fost creat pentru Regina Maria. Este expus acolo, lângă costumul de Bistrița Năsăud. Nu a fost purtat de Regina Maria, noi avem în colecția noastră și o cămașă cu altiță care chiar a fost purtată de regină și evident a fost clasată în Tezaurul Patrimoniului Cultural Național, dar acest costum care a fost creat anume pentru Regina Maria este de o frumusețe uluitoare, a stabilit un standard în epocă. Regina Maria a fost în fond, putem să folosim acest sintagm, mie nu-mi place să spun fashion designer, dar creator de modă putem să spunem. A fost un creator de modă, fără îndoială. Pe lângă rolul pe care l-a avut în politica internațională și în recunoașterea Marii Uniri de la 1918. Expoziția te surprinde prin diversitatea ei și acea energie pe care o conține fiecare costum. Acest eveniment va fi întregit și de un program românesc excepțional cu muzica autorilor de pe ambele maluri ale Prutului, inspirată totul, toată muzica inspirată din folclor, dar vom avea și un medalion muzical Eugen Doga și ca protagonistă o avem pe Alexandra Coman, interpretă din România, Marin Gheras, Ștefanel Luță și Orchestra Simfonică. Frumusețea acestor costume de fapt și reflectă tradiția poporului român de pe ambele maluri ale Prutului. Pe fiecare costum este încifrat codul genetic al neamului, pe altiță vedem trăirile, sentimentele pe care le-a avut femeia atunci când a brodat ornamentele. Nu e întâmplător ornamentul pe ie, poartă în sine acest mesaj pe care a vrut ea să-l reprezinte. Expoziția temporară de costume populare s-a transferat de la Teatrul Ginta Latină în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău pentru ca să fie cunoscută mai bine de publicul larg. Este într-adevăr o bună posibilitate pentru toți vizitatorii acestui centru cultural să descopere toată frumusețea acestei tradiții a cămășii cu altiță întâi de toate, dar și a costumului popular, căci ea întotdeauna este integrată în acest ansamblu. Odată cu depunerea dosarului Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, la UNESCO, în vederea înscrierii în lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, sigur că noi ne dorim să ne cunoască întreaga lume acest tezaur al nostru. Să știe că această cămașă cu altiță, pe care am văzut-o deseori în picturile marilor artiști, am văzut-o în filme făcute de diferite studiouri, dar și pe podiumurile caselor de modă, aparține totuși poporului nostru. Ne dorim ca întâi de toate concetățenii noștri să cunoască și să descopere cât mai mult din această bogăție, să fie cât mai aproape de tot ceea ce înseamnă varietatea locală a acestei cămăși. La fel de important este să cunoaștem și costumele altor zone românești, să vedem unitatea costumelor prin diversitatea locală. Un dialog foarte, foarte util între această constantă a artei cămășii cu altiță
de sute de viacuri și de ceea ce prezintă ea în zilele noastre și, pe de altă parte, văd în acest schimb de expoziții chiar un fel de comunicare a unor îndeletniciri sau, dacă vreți, a unor abilități care pot fi însușite, care leagă generațiile de-a lungul veacurilor. Este, după mine, foarte necesară și recenta expoziție și altele care s-au desfășurat, tocmai pentru că publicul nostru își dorește să cunoască cu adevăratelea acest patrimoniu. Să-l cunoască nu numai așa pentru a se delecta și pentru a se bucura de varietatea, de bogăția lui, ci pentru a-l purta, pentru a-l confecționa, pentru a-l trăi, cu alte cuvinte, realmente în zilele noastre. Observați că se produce acel leant necesar între patrimoniul secular, reprezentat, să zicem, de toate aceste costume, cum e cazul nostru, și necesitatea contemporanilor noștri de a fi parte din trăirea acestui patrimoniu. Și putem observa cu adevăratelea că publicul a început să delimiteze mult mai clar ceea ce înseamnă valoarea adevărată în cămașa cu altiță, nou confecționată sau în una mai veche și ceea ce înseamnă o defiere de la tradiție. În felul acesta îmi dau seama că expozițiile își ating scopul. Cămașa cu altiță, prin cromatică și ornament, spune o poveste a națiunii noastre, a rădăcinilor noastre, a frumuseții locurilor și oamenilor. Cămașa mea cu altiță, la fel, are o poveste și o poveste specială, una foarte frumoasă. Altițele și pânza au fost țesute de Mariana Neacșu de la București. Increțul a fost brodat de Diana Roșca din Șezătoare și la fel m-au ajutat pe mine să termin această cămașă doamnele din Șezătoarea Basarabiei. E o poveste frumoasă, fiindcă atunci când o cream, comunicam, citeam, povesteam, studiam. Și dacă au lucrat atâtea doamne la această cămașă, înseamnă că este ca un buchet de bucurie, energie și gânduri bune. Cămașa se numește cu altiță de la decorul foarte bogat al mânecei, care are trei registre: altița, increțul sau crețișorii și râurile. Altița este cea mai expresivă din punct de vedere artistic. Este situată sus, la umăr, are formă dreptunghiulară și este puțin mai lată decât palma unei mâini cu degetele desfăcute. Tot mai multe femei, din cele tinere în special, își doresc să aibă în garderobă măcar o cămașă cu altiță și nu doar că e moda, e necesitate. Cămașa cu altiță este considerată ca o haină de suflet, o haină de sărbătoare și totodată atunci când doamnele o îmbracă se simt mai puternice, mai sigure, având această mantie protectoare. Dosarul comun Arta Cămășii cu Altiță este pe agenda celei de-a 17-a reuniune a Congresului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, care se va desfășura la Rabat, Maroc, în perioada 28 noiembrie-4 decembrie curent. Cămașa cu altiță este deja cunoscută la nivel internațional, astfel înscrierea ei în patrimoniul UNESCO este doar un pas firesc și bine meritat.